Europa FM Live pe plajă 2021, în culise, la câteva minute după ce s-a terminat cea de-a doua seară de duminică alături de Vank. Cum a fost? Băi, a fost cu foarte multă poftă și foarte mult dor, pentru că anul trecut a fost pauză, a fost post, am ținut post acum un an și nu s-a mai ținut și ne-a bucurat foarte tare să ne întoarcem aici, să fim din nou, să auzim din nou jingle-ul ăla de la intrare, de la intrarea în scenă, să auzim vocea ta, să auzim despre, să putem să pronunțăm cuvintele astea ale postului vostru, care pe noi ne-a ajutat întotdeauna să comunicăm muzica noastră, să ne auzim la milioane de români și am avut chef, foarte mult chef. Nu știu cât s-a simțit, dar noi ne-am simțit foarte bine acolo. Foarte bine. Uite, eu s-a răgușit deja, pentru că am cântat și când s-a întâmplat să pice curentul. Am cântat cu ei în continuare, am cântat tot timpul și deja m-a... Da, trebuie spus la un moment dat că am aruncat niște artificii pe tavan și s-a stins lumina. Aia e, prea multă energie adunată la un loc după un an și ceva, aproape doi, s-a consumat astăzi. Da, dar am înlocuit lumina aia cu ceva și mai frumos, pentru că publicul a cântat foarte, foarte tare. Păi da, energia publicului întotdeauna asta poate ține loc și de amplificatoare, și de scenă, și de lumini, câteodată chiar și de artiști, dar nu în seara asta. Da, eu trebuie să mărturisesc că noi v-am mai ascultat și inclusiv pe frecvențele Europa FM facem acest lucru. În această seară am cântat și La Mulți Ani, La Mulți Ani Mamei. Da, La Mulți Ani Mamei, te iubesc mama. Ea e motivul pentru care am continuat să fac treaba cu muzica și îi mulțumesc enorm. Și dacă aveți părinți și mai sunt încă cu voi, prețuiți, sunt îngerii voștri pozitori. Da, a fost un moment foarte emoționant și oamenii au cântat din public, nu știu dacă mama ne-a ascultat la Europa FM. Fix în față, la fiecare Europa FM a fost aici. Și ai apucat să iei în brațe? Încă nu. Încă nu, o să mă duc. Ea e născută în august, Europa FM în august, e combinația perfectă. De fiecare dată când vin aici, vin ca și cum aș sărba ceva și mai ales că vin cu ei, fratele mai mic întotdeauna mă sărbează, I love them. Da. Na. Cum a fost? Cum se vede după o perioadă atât de lungă de pauză să fiți din nou pe scenă? Pentru noi a fost bine. Pentru noi a fost bine. Chiar a fost de când, după pauza asta multă, acum începem să cântăm cu aceeași energie ca acum 10 ani. Și e revergorant pentru noi. Acum nu știu cum e publicul, că se pare că iese din casă după un an jumate, nu știe cum să se comporte în situații sociale. Și pare că... Da, pe de altă parte, eu am văzut că au cântat destul de mult și mai ales la ultimele piese v-au chemat la un bis și ați venit la bis și ați venit și cu un mesaj. Acum mesajul pe care l-am descoperit de multă vreme și ni l-am întărit în acest an, litoralul românesc nu-și merită românii. Îmi pare rău, dar nicio stațiune de aici nu se ridică la nivelul celor care îl vizitează, celor care își cheltuie bani aici. Este foarte în urmă, este mai în urmă ca niciodată, mi se pare, și este atât de trist că este și foarte scump și nu oferă mai nimic. Dar mai nimic, o spun cu foarte multă părere de rău. Eu mi-am petrecut vacanțele aici cu tata, cu mama, cu familia, de atâtea ori. Am atâtea povești pe care le-am trăit aici și ca student și ca licean și ca artist. Dar litoralul românesc este deplorabil în acest moment. Și putem noi să facem ceva? Noi putem, prin absență probabil deocamdată, să putem să tragem un semnal de alarmă că până nu se ridică la nivelul celor care vin să investească bani pe care îi muncesc un an întreg, cred că nu o să se schimbe nimic, atât timp cât lumea va veni pentru orice condiții. Cei care se ocupă de acest litoral, și cuvântul litoral e atât de stupid, nu știu cum să-i spun altfel, dar litoral deja sună foarte învechit și așa și arată. Cred că trebuie să luăm atitudine mult mai puternic și mult mai drastic față de ceea ce nu ne convine și față de ceea ce nu se ridică la înălțimea a ceea ce oferim ca bani. Pentru că toată lumea asta muncește un an de zile să vină o vacanță într-un concediu și vine aici și nu găsește nimic pentru acei bani care să-l ofere bucurie, nici măcar liniște, cred că nici măcar siguranță alimentară sau sănătate publică. Cornel,
e o reîntâlnire după foarte, foarte multă vreme și eu m-am bucurat mult. Da, m-am bucurat foarte mult de emoțiile astea pe care le-am văzut. Mărturisesc că la un moment dat îmi venea să plâng în momentul în care am văzut că oamenii cântă, ridică mâinile în aer, aplaudă, dansează și se bucură din nou de emoțiile astea. Nu știu cum s-a văzut de pe scenă pentru voi. Mă, se vede la fel, câteodată și noi le simțim la fel de puternic, câteodată suntem atât de băgați acolo în ceea ce avem de făcut și de cântat, încât ne simțim doar noi patru sau eu mă simt singur acolo pentru că intru într-o stare anume, dar de foarte multe ori văd cheful ăsta pe care îl are lumea să vină din nou la concerte și să asculte muzică live și asta e foarte important și asta e foarte important la ceea ce faceți voi, că încurajați și investiți în artiștii care vin și cântă live, în trupele live, artiștii care vin cu trupele lor să cânte live, ceea ce ar trebui să facă mult mai multă lume, să investească în astfel de evenimente. Chit că acum probabil pare că mai cu toți o luăm de la zero, voi, noi, publicul. Vreau o școală, vreau șosele, vreau spitale, vreau o viață. Avem nevoie de hrană și pentru suflet, apropo de ce ziceai mai devreme, iar voi reușiți să ne oferiți. Hai să ne uităm la oamenii frumoși care ne urmăresc și video, la cei care ne ascultă pe frecvențele Europa FM și să le transmitem un mesaj optimist, dacă se poate, și frumos. A, deci n-am fost optimist până acum, am venit cu corijența. Nu, întotdeauna trebuie să vedem partea frumoasă a lucrurilor, trebuie să vedem partea sănătoasă a lumii. Mă bucur foarte mult că există oameni care au înțeles cum se poate trece peste această pandemie. Sper că foarte mulți dintre voi sunteți dintre aceia care faceți ceea ce trebuie, în așa fel încât spectacolele să se întoarcă în siguranță pe scenă acolo unde el este locul, pentru că și noi avem nevoie de voi, așa cum și voi aveți nevoie de noi. Noi suntem patru băieți care vorbim acum în numele a sute de mii de artiști din România. Și vă iubim și vă suntem recunoscători pentru fiecare spectacol la care veniți, nu doar la noi, ci la orice artist român. Vank la Europa FM Live pe plajă 2021. Mulțumim mult de tot.